spune-mi tu, te rog frumos, care e reacția pe care trebuie să o aibă, spuneți-mi, care e reacția pe care trebuie să aibă un om, un bărbat sau o femeie, atunci când bește pantofi noi de la cineva, îi probează, sunt foarte frumoși, dar nu-i vin. Ce faci cu ei? Ce îi spui omului care ți-a dat cu tot sufletul lui și speră eu, să... Eu știu ce să-i spun. Eu ai, o să-ți spun. Ai și Andreea, bonul și de la magazin? Ce magazin e ca să mă o să-i schimb. Exact așa. Și cu asta am terminat. Exact. De obicei, dacă ne se face cadou, ne se dăruiește o chestie de genul ăsta și nu ne vine o haină, un de pantof, nu trebuie schimbată, trebuie dată mai departe. Deci nu schimb ca să-ți iei tu alții, ia uite, vezi, asta n-am știut-o. Trebuie dată mai departe. Așa e, dar eu să vreau să închei frumos despre cadouri, te rog, despre te rog. Chestiile astea, pentru că tot ce ține de lucrurile pe care le dăruim și le primim depinde de energia cu care sunt date și sunt îmbibate aceste lucruri. De foarte multe ori ceea ce găsim noi în obiectele ghinioniste, să le spunem, poate fi un lucru foarte important și foarte drag pentru celălalt. Așa că eu zic că dacă punem iubire în ele, nu pierdem nimic. Adică